În cadrul adunării generale ce a avut loc recent, membrii biroului de conducere al Asociației Elevilor din Maramureș, generația 2018-2019, au predat mandatele succesorilor săi. Astfel, noul birou de conducere este alcătuit din Denis Lazar, președinte, Denisa Văduva și Tania Săsăran, vicepreședinți, și Alexandra Mureșan, secretar general. Noua conducere a EMŞ a propus să continue proiectele deja începute de colegii lor. Proiectele pe care le desfășurăm în acest moment în Asociația Elevilor sunt Arta de a conduce, în colaborare cu Consiliul Județean al Elevilor, Consiliul Județean Maramureș și Inspectoratul Școlar Județean. Acesta implică alegerea unui număr de 9 elevi să fie parte din administrația locală în funcții importante, cum ar fi cea de președinte al Consiliului Județean sau de prefect. Alt proiect pe care îl ducem în acest moment este operațiunea Cutia. Proiectul acesta vizează popularizarea statutului elevului în școli și cunoașterea abuzurilor, precum și îmbunătățirea condițiilor din cele 31 de licee din Maramureș. De asemenea, cei din AEM doresc să-și sprijine colegii cu un proiect ce urmărește consilierea în carieră. Ne propunem să facem consiliere gratuită pentru toți elevii claselor a 8-a, a 11-a și a 12-a, deoarece rata de renunțarea facultății din primul an este foarte mare în România și rata de elevi care nu își aleg corect profilul în clasa 8-a este enormă, motiv pentru care se întâmplă foarte multe transferuri în sistemul preuniversitar de învățământ. Noul președinte este în Asociația Elevilor Maramureș din mai 2018. În acest interval de timp s-a implicat în toate proiectele AEM.